Ah, Sus! Sus! Numele. Numele! Numele! Repă, Ionel. Afară! Mai tare! Repă, Ionel. Câți ani ai? Afară! 47. De unde ești? Logu. Ucigașul polițistului Cristiana Mariei a fost prins în această dimineață la 7 km distanță de locul crimei. Interlopul Marcel Ionel Lepa a fost capturat de polițiști în casa bunicii unui prieten de-al său din localitatea Remetea Mare. Criminalul avea asupra lui un pistol și mai multe gloanțe, dar pentru că era rănit, nu a opus rezistență atunci când a fost ridicat de polițiști. Bărbatul prezintă plăci prin împușcare, care datează cel mai probabil de duminică, motiv pentru care s-a solicitat intervenția ambulanței. La momentul localizării și prinderii acestuia, polițiștii nu au făcut uz de armamentul din dotare, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Interlopul urmează să fie operat, iar apoi va fi dus la audieri. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, iar procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș efectuează cercetări. Teribila crimă a avut loc duminică după amiază în localitatea Izvin. Interlopul a tras mai multe focuri de armă în cei doi polițiști care l-au somat să tragă pe dreapta. Cristiana Mariei, în vârstă de 44 de ani, a fost împușcat mortal în zona gâtului, iar colegul său a fost rănit la un picior.